Salutare tuturor și bine v-am găsit la încercarea numărul 2 din provocarea Joacă precum România. Ultima oară nu a reușit să îndeplinim această provocare pentru că am pierdut. Acum însă sunt mult mai motivat, m-am obișnuit cât de cât cu jocul și simt că pot face această provocare. Pentru cei care nu o cunoașteți, vă reamintesc regulile. Prima regulă. Nu am voie mai mult de 3 pase între oricare jucător a echipei. A doua regulă, Stanciu, cum atinge mingea, trebuie să șuteze spre poartă. Pe deasupra, probabil, dar în fine. Spre poartă. Stancu nu are voie să bage sprint. Tătărușanu trebuie să iasă aiurea la orice fază de atac a adversarilor. Și ultima regulă, dar nu cea din urmă, trebuie să comentăm fiecare decizie a arbitrului și să ne luăm de fiecare decizie a arbitrului. Pentru că toate deciziile arbitrului sunt împotriva noastră 100%. Matchmaking settings, ce? Ok, va trebui să dăm aici limited expand, cred, pentru că așa s-ar putea să găsească mai ușor un adversar, sper. Dar probabil o să cădem cu Germania. Goodbye! De asemenea, o mare greșeală care am făcut-o ultima oară. Faza cu nu mai voi mai mult de 3 pase. Am abordat-o greșit, acum realizez. După cele 3 pase, eu în loc să mai merg cu jucătorul care e la balon, și asta trebuie să faci, am văzut la quick chestia asta și aparent nu m-am gândit la ea. Eu cum expiram cele 3 pase, eu șutam la poartă ca idiotul. Însă da, după ce ai expirat cele 3 pase, e mult mai bine să mergi mai departe cu jucătorul, să joci cu el. E perfect, adică eu după cele 3 pase șutam automat sau dădeam centrare. Jucăm cu Statele Unite ale Americii împotriva României, finala Cupei Mondiale din 2018. Cea mai bună glumă din istoria canalului. Meciul începe, o pasă, două pase. Centrare bună? Oh, fuck. A fost cumva la Stanciu, sper că nu era Stanciu ăla. Am început bine însă. Stanciu centrează. Ok, nu schimb regulile, doar că nu centrez cu Stanciu, că dacă Stanciu ar centra, ar trebui să șuteze, înțelegeți? Centrez cu Popa și regulile nu se schimbă. Bine, Grigore. Momentan atacă Statele Unite ale Americii prin Zardez. Încearcă să facă niște scheme aici, dar nici el nu știe ce face și Mățel recuperează. Am primit decât 200 de comentarii care spuneau că n-a fost rat în meciul cu Albania, a fost Mățel. Mulțumesc. N-am văzut acele comentarii. Bun, nu e fault. Stanciu, tată, dă-o pe poartă. Am șutat, am tras spre poartă, doar că... Ca și în realitate, Stanciu nu nimerește țintele foarte bine. Bun, am recuperat, mă, frate, mă. Mult mai bine că jucăm împotriva... Asta e a treia pasă. Că jucăm împotriva Americii, pentru că, de exemplu... Bun! Golazo! Denis Alibek deschide scorul. Au fost trei pase până la el. Și Denis Alibek a deschis scorul. Acum Stanciul violează. Spune, băie, de ce nu șutez așa, mă? A, poate pentru că trag de la 50 de metri. În fine, 1-0 pentru România. Spuneam că e mult mai... A, e Vlad. Cred că e român tipul ăsta. Pentru că o cheamă Vlad. Spuneam că e mult mai bine că jucăm cu SUA. Pentru că e mult mai slabă decât Suedia, care a fost ultima oară. Prepeliți acum. Recuperează foarte bine. Stanciu șutea... mi-a luat mingea. Am vrut să șutez. Săpunaru, foarte bună recuperarea. Stanciu, urcă, tată. Pasă către Stanciu. Care șutează și ce șut are Stanciu! O torpilă minunată! Noul Hagi, așa ar fi tras și Hagi atunci când avea 10 ani. Hoban, bine. Dominăm! România domină! Incredibil! Nerealist! Total nerealist chestia asta. Stanciu din nou șutează, dar nu reușește să se apropie de poartă, ca și în alb. Hoban. Hovacban. Ne apărăm. SUA atacă.
Bine, opa. Tătărușanu, ieși! Bine, bine, ai dat pe lângă ea, dar totuși, bravo. Două pase, trei pase. Stancu, cu ea în poartă trebuie să intri. A, uite-l pe Stancu în călătoria vieții sale. Într-o oră va ajunge în poartă. Stancu! 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 Am mers o jumătate de oră pentru faza aia. Nu pot să cred. Nu pot să cred, Stancu. Ai mers atât de departe. Bine, Grigore, bună recuperarea. O pasă. Două pase. Trei. Popa, bagă sprint, tată. Sprintul tău. A. Zardes, bine, Grigore. Nu vreau să dau pasă cu Grigore, așa ca să ținem cât mai mult de minge. Încă n-am nicio pasă dată. Grigore, prima pasă dată. Fuck, Stancu! Dă-i pasă repede, Stancu. Dă-i pasă repede, n-am băgat sprint. A doua, a treia, asta e a treia la Mățel. Mățel nu mai are voie să dea pasă. Ok, Mățel. Gol! 2 la 0! Mățel face 2 la 0 pentru România. Foarte bine a trecut acolo de mulți jucători și nicio șansă pentru portarul Americii. Conducem cu 2-0. România conduce SUA cu 2-0. Incredibil. Grigore, prima pasă către Prepeliță, care o prepelește pe mingea aia. Chiricheș, trebuie să te aperi. Bine, Hoban. Hovacban. Ar fi amuzant să joc provocarea, joacă precum România, împotriva cuiva care joacă și el provocarea, joacă precum România. Ce spuneți de asta? Am ieșit cu Tătărușanu, dar a boxat ăla, a respins ăla. SUA pune presiune la poarta noastră, Tătărușanu, incredibil, prinde mingea. Replici care nu le-ați auzit niciodată la campionatul european. Se cheie prima repriză, 1-0 pentru România și chiar a fost echilibrat meciul, adică avem 2 1-0, domnule. 2-0. Sunt obișnuit cu 1-0 pentru că România nu scrie mai, de obicei mai mult de două goluri, mai mult de un gol. Dar astăzi avem 2-0 cu SUA. Mai trebuie să rezistăm o singură repriză. 2, Hoban. 3, Popa. Popa, dă-i gol de aici. No. Probabil americanul cu care joc se gândește: bă, frate, am picat cu cel mai autist om din lume. Trage cu ea de la jumate. Nu bagă sprint cu câte unii. În fine, nu Stanciu, fac e Stanciu. Scoate portarul, mâncați-și. No, n-a scos portarul. Bă, am șutat, dar uite, ați văzut ce șutare la Stanciu, doamne. Bun, Stancu, am luat pe sprint. Bine, Mățel, două pase sau trei. Trei. Hai să spunem că sunt trei, ca nu cumva să mă încurc. Mățel! Oh, nu! A scos de pe linie, Mățel, foarte aproape de a face dubla. Nu pot să cred. Nu pot să cred, Mățel. Și acum a recuperat foarte bine acolo Grigore. Avem 2-0 în continuare după ce a scos de pe linie. Firar. A, bine. Hoban. Stanciu, tată, fă ce știi! Ce șut are Stanciu, go! Nu, a apărat portarul. Arbitrule, de ce ești tâmpit? Arbitrul trebuia să dea hands la portar. Portarii nu au voie să ia mingea în mână, pentru că este o nouă regulă în FIFA, de care arbitrul nu știe. O pasă, da? Două. Portarii nu au voie să ia mingea în mână de când tata Puiu antrenează la România. Pentru că el s-a gândit: bă, pe mine mă cheamă Puiu, eu am aripi, n-am mâini. Deci portarii n-au voie să ia mingea în mână. Chiar are logică. Eu mai bine pup icoane și poate voi primi și eu un loc de aripi mâini. Alibek s-a accidentat. Bă, frate, cât realism există în jocul ăsta. Ce dracu, mă? Băi, FIFA, calmează-te, mă, cu realismul ăsta. Ca și în realitate s-a accidentat Alibek și intră Sen Martin în atac. Ce... ok, dar l-aș putea pune pe Stanciu în atac, pentru că dacă șutez mereu din prima cu el,
ar fi perfect, știți, să pun un jucător chiar vârf care șutează din prima mereu. Dar îl las pe Sămărtan ca nu cumva să spuneți că am trișat la provocarea asta. Lăsăm pe Stancio aici și încercăm să le evităm cu fiecare pas. Doar așa merge. Una, deci una, două pase, mai am una, mai am una. Chiricheș, către Mățel. Bă, ce joc a jucat Mățel. De asta n-am câștigat primul meci. Că nu l-am avut pe Mățel aici. Iarăși a depășit 2. Absolut. Dai roșu, arbitru prost, arbitru mătii. Roșu trebuia acolo. Ce roșu? Trebuia să scoți un revolver să-i găurești creierul ăla. Asta trebuie să facă arbitru la faza aia. Dar asta, suntem în România și de asta nu ne ajută nimeni. Niciodată nu ne-a ajutat arbitrii. Și de asta. Fault! Iată-mă, frate, penalti, arbitrule, ce dracu faci? Așa, deci dacă intri într-un bar de ăsta și te uiți la un meci al României, jur că sunt comentarii ca astea ale mele. La fază ca alea, toată lumea zice că e faul și penalti. Și pe urmă sunt dreptul și gen. Suntem România, mă, nu ne dă nimeni penaltiurile astea. În fine, într-un 67, avem 2-0, putem face această provocare. Kirikios, degajează. A dat offside de arbitru, nu e corect, trebuia să dea penalti pentru noi. E clar, am fost nedreptățiți în 7-6 la meciul cu Columbia și meritam acum penalti. Dempsey a înscris. Din nou, arbitrule, n-ai dat offside, ești un nenorocit. Ai ceva cu România, e clar asta. În fine, am primit gol. Tătărușanu, am apăsat să-l scot și a rămas pe loc, nu înțeleg de ce, dar în fine. Tot am primit gol, deci e ok. Tătărușanu și-a făcut treaba. Avem o pasă, da? Două. Trei. Torginio! Gol! Golazzo! Torge! Face 3 la 1! A apărat inițial portarul lui, dar până la urmă mingea a intrat în poartă. 3 la 1 pentru România. Am scris România în acest meci cât am scris întreg anul trecut, în realitate. 3 goluri, incredibil. Ziarele din România vor scrie România sau Germania, aceste două echipe nu se pot deosebi. Bine, se pot deosebi doar prin faptul că că arbitrul nu ne ajută pe noi la fel de mult ca pe germani. Stanciu, urma să șutez, dar mi-a luat la minge. Bine, Kirikeș. A trebuit să mai am o regulă, Kirikeș fentează mereu mingea până pierde. Asta e a doua pasă, 3. Stanciu și... Oh! Nu se poate, frate! Era golul secolului! Ați văzut? Fucking Howard! Nu pot intra cu Stanciu. Fucking Howard, ce a scos-o, mă? A, te duci să nu poți să dau pasă cu ăla. Stai, mă, că chem om fireal, dracu. Na. A, sunt cel mai prost jucător de FIFA din lume. Torje, o pasă, Săpunaru. Două pasă, Kirikeș, aleargă tată. Bună recuperare. A, fac. Tătărușanu, ieși din poartă, Tătărușanu! Tătărușanu! Bară, peste poartă! Tătărușanu, decizie genială de a ieși din poartă. O pasă. Două pasă. Și un Putus! Mamă, ăsta scoate portarul puțin, eram atât de aproape să-mi scriu. Dacă șutam mai decent cu Stanciu. Chiar sunt șanse. O pasă. Două pase. Hai, Stanciu, și tu măcar, o dată să dai și tu un gol. Încă, în provocarea asta. Bogdan Stancu, din păcate, am dat 3 goluri și Bogdan Stancu n-a înscris niciunul. Stai că trebuie să facem un penalti să înscrie și Stancu. Oh, și ce pasă! O pasă. Nu cu Stanciu. Oh, fuck. Oh, ce gol înscrie Stanciu! 4 la 1! S-a terminat provocarea! Am preluat puțin, dar mi-a luat... Era în viteză. Am tras din prima, dar doar că era în viteză, știți? Și tot a preluat puțin, vedeți? A preluat puțin mingea, dar la a doua atingere a șutat. Și ce gol am scris, Stanciu! 4 la 1!
Nicolae Claudius Stanciu șutează de la distanță și pentru prima oară în viața sa chiar dă gol. Sper să nu iasă. A ieșit. Reișcuit american. Statele Unite sunt înfrânte de România și avem 3 puncte în divizia a doua. Aici se încheie provocarea, joacă precum România. Nu îmi vine să... Oh, fuck, cancel. Cancel, că nu mai batem noi în 10 ani. Gata, gata. A reușit minunea, nu mai batem în 10 ani iarăși. O victorie foarte grea. 4-1 însă și Stancio a scris și el. Poate că Vlad asta ne lăsa să câștigăm, poate. Și-a dat seama că fac provocarea, joacă precum România și m-a lăsat să câștig. Cine știe. Că era și el român, s-a văzut clar asta. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. O să mai facem provocări cu alte țări pe viitor. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.